Președintele UDMR, Kelemen Hunor, este așteptat mâine la Satu Mare. Acesta va participa la ședința de început de an a Comisiei Permanente Județene a UDMR. Totodată, Kelemen Hunor se va întâlni și cu conducerea UDMR Satu Mare, respectiv cu parlamentarii sătmăreni a organizației. Președintele UDMR va sta de vorbă și cu jurnaliștii în cadrul unei conferințe de presă.